Antrenorul părinților cu Mirela Retegan la Europa FM. Bună ziua copii, bună ziua părinți! Mirela Retegan, sunteți la Antrenorul Părinților, iar invitata mea de astăzi face parte din categoria celor care tac și fac, sau mai bine zis, îi lasă pe alții să vorbească despre ea. A creat o comunitate puternică de mame, pornind de la nevoile ei. La primul bebe l-a pornit cu 10 amice. În timpul depresiei postnatale s-a gândit să facă un grup pe Facebook. Toate erau mame care simțeau nevoia de sprijin imediat după nașterea primului copil. Au trecut șase ani de atunci și comunitatea a ajuns la peste 50.000 de membri activi. Invitata mea de astăzi are doi copii. A renunțat la o carieră bună în imobiliare ca să-și inventeze un serviciu în care să aibă timp și pentru copiii ei. A urcat pe Kilimanjaro și de șase ani își construiește una dintre cele mai mămoase afaceri din România. Datorită acestei afaceri, este singura româncă aleasă de rețeaua de socializare Facebook în programul Community Leadership 2018, bursa oferită celor mai bune 100 de comunități din lume. Invitata mea de astăzi este Atena Boca, femeie, mamă, soție, întreprinzătoare. Bine ai venit! Bine te-am găsit! M-am emoționat foarte tare! Am scris frumos! Foarte despre frumos. tine! Da, mulțumesc! Pentru că e adevărul. Și adevărul emoționează. Este foarte frumoasă povestea ta. Mă bucur tare mult că ai reușit să vii, pentru că sigur vei inspira foarte mulți părinți care ne ascultă în uh, emisiune. Atena, hai să începem cu uh, povestea grupului la primul mm -hmm. bebe care, Eu am auzit la un moment dat un discurs de-al tău în care povesteai despre acel moment mm -hmm. în care te-ai hotărât să îl înființezi. Eu n-am trecut printr-o depresie de postnatală. Mărturisesc la două zile după ce am născut am făcut ședință de redacție în spital. La o, <laughs> ne lună, avut timp, la nu? o lună alăptam în pauzele de publicitate <laughs> la radio. Nu știu dacă n-am avut timp sau pur și simplu am fost din categoria norocoaselor da. care n-au trecut. Cred că nu e o alegere să treci nu prin este, asta. Nu este, nu este. E științific. Ce înseamnă depresie postnatală? Pot să spun ce a însemnat pentru, pentru mine? Tine. Pentru mine a însemnat o perioadă în care nu am mai știut cine sunt, nu am știut cum să fiu de folos acelui pui de om pentru care nu nutream sentimentele despre care vorbea toată lumea. Iubirea aceea care mă copleșea pe mine nu mă copleșea nimic, eram speriată, în lipsă de control, obișnuită să am controlul la birou, și foarte, foarte singură. Mă simțeam pur și simplu într-un cuvânt, dacă vrei, copleșită. Nu simțeam că pot să fac față. Crezi că ai fi putut fi pregătită să nu treci prin asta? Eu cred că da. Acum, măsură. Pentru, pentru mamele, da. pentru însărcinatele care ne ascultă da. în momentul ăsta. Unde ai fi putut să lucrezi mai mult ca să nu te ia pe nepregătite minuna din viața ta? Cred că uh, acum, cu toate informațiile pe care le am astăzi, mi-aș fi recreat statul în jurul meu, statul acela care creștea un copil. Uh, pentru că nivelul hormonal din corpul meu, nu aveam cum să-l reglez. Uh, puteam să-mi reglez uh, sistemul de suport din jurul meu. Uh, eu nu am crezut că am nevoie de acest sistem de suport, nu am știut că am nevoie de acest sistem de suport, mi se părea cum, eu, Atena, care le face pe toate, face proiecte mari, nu poate ea să aibă grijă de un copil. Nu, iată, nu poate, pentru că e mult mai mult decât uh, un job. Deci, în primul rând, ai fi învățat da. să cere ajutor? Aș fi învățat clar să cere ajutor și mi-aș fi adus aproape uh, prietene, mame, bunici, mătuși așa mai departe care să fie acolo pentru mine și să-mi ofere ajutor chiar și atunci când eu nu știam să-l cer. Tot ca pe un proiect ai gândit și ajutorul nu? ăsta <laughs> și ai făcut <laughs> da. un grup. <laughs> da, eu nu l-am făcut la început ca să uh, Instintiv, o mișcare. Adio... Da, eu l-am făcut să-mi să găsesc acel sat dacă vrei. Exact de asta am făcut. În loc să-ți aduci neamurile exact, în satul tău, da. tu ai creat propria ta comunitate. Da, nu aveam cum să le aduc, că erau departe de București. Okay. Și atunci am zis, ok, care e cea mai simplă cale prin care pot să-mi iau informații imediat? Eu mă gândeam la informații atunci. Nu știam de unde să cumpăr nu știu ce pentru copil, de ce are nevoie, ce fac dacă se îmbolnăvește și așa mai departe. Um, și așa am adus 10 prietene în grup, amice care născuseră de curând sau care erau însărcinate și care mai trecuseră cumva prin experiența mea. Și am zis, uite, ia uite, cum pot eu să-mi iau informații imediat. Ceea ce nu am estimat și nu am știut atunci era suportul emoțional de care aveam nevoie și pe care eu l-am primit de la aceste femei și de la multe altele, pentru că în prima lună deja eram 400 de oameni în grup. Um, suportul acesta emoțional a făcut toată diferența din lume. Care sunt principalele nevoi ale femeii lăuze? Cred că, în primul rând, nevoia de a nu se simți singură pe acest drum, de a ști că este normal ceea ce trăiește, de conectarea aceasta de ea și de copil este un lucru care trece și cred că ce-ți mai amintești din perioada aceea? Ca, dacă e să te duci așa cu gândul la perioada în care uh, erați acasă, doar mm -hmm. tu și Horea, în primele da. luni, doar voi doi? Da. Um, Mi-aduc aminte epuizarea pe care am trăit-o. Nu mi-am imaginat niciodată că. Um, Va exista acea imensă lipsă de somn. De ce? Horea era agitat? Dormea puțin? Da, cred că era agitat pentru că și eu eram agitată și acum știu că nu este normal pentru un copil să doarmă toată noaptea. Nu există așa ceva. Uh, și adulții se trezesc de câteva ori pe noapte doar că nu ne aducem aminte. Uh, Copiii până li se maturizează sistemul nervos și tot ceea ce e, ține de somn, durează câțiva ani chiar. Și dacă ar fi să te gândești la un lucru frumos? La un lucru frumos? prima da, la primul bebe. <laughs> la primul bebe. Îmi aduc aminte de plimbările mele cu el în parcul de la Mogoșoaia, în pădure, când eram eu și paznicii și bebelușul meu, zi după zi, Um, pentru mine acelea au fost cred că cele mai frumoase momente Dacă-ți vine să crezi, eu asociez acest bine cu tânăr și neliniști. <laughs> Te uitai la tânăr da, și Da, Pentru că alăptam la ora aia, <laughs> la ora 4 când începea tânăr și neliniște. alăptam în luna, eu am stat doar o lună acasă, pe urmă am dus-o pe Maia pentru că era vară aveam la radio la care lucram o terasă superbă, i-am făcut acolo locul ei de stat la soare și am dus-o cu mine și mi-am văzut de treabă mai departe Dar, ani de zile când aveam chef să simt liniște și pace, mă uitam la un episod din ce Dânăr fain. și liniștit, și mi-aminteam de perioada aceea de pace și de, de liniște. E, uite, eu mă duc la Mogoșoaia. <laughs> Care sunt cele mai mari nevoi ale femeilor de pe grup? Cele mai mari nevoi ale femeilor de pe grup sunt... Uh, exact ce ți-am spus mai devreme, nevoia de a nu se simți singure pe acest drum și nevoia de a vedea că și alte femei trec prin ceea ce trec ele. Primim foarte multe mesaje în care mamele ne spun simplul fapt că am văzut că și alte femei trăiesc ceea ce trăiesc eu, mă face să mă simt mai puțin ciudată. Pentru că de cele mai multe ori ni se pare, deconectate de satul acesta de care eu tot vorbesc, ni se pare că doar nouă ni se întâmplă și că sunt niște ciudățenii. Dar nu sunt. Sunt viață reală, doar că noi, mai ales femeile din orașe, nu mai avem acces la informațiile acestea. Eu prima oară când uh, am văzut un copil atât de mic fizic, atât de mic, a fost când l-am născut pe al meu. Ori la mine în sat, la Sibiu, <laughs> oamenii se duc unii la alții când se naște un copil. Femeile Să ajută, sunt... ajută, fac mâncare da, pentru cea care a născut. Nu e o noutate. Ceea ce se întâmplă în viața unei femei după ce naște nu e o noutate. La bunica mea la Bistrița așa îi se și spune, mergem cu mâncare ce și dar... merg cu un coș în care duc plăcinte și gătesc. Minunat! Nu duc obiecte, dar duc mâncare pentru că femeia care a născut de câteva zile nu poate să stea în picioare să gătească pentru ea ce și pentru toată casa. Da, uite, asta e un cadou foarte bun la început de drum pentru o mamă, și mereu încurajez oamenii cu care vorbesc: nu mai luați hăinuțe imposibile cu care, oricum, mamele nu vor avea șansa să-și îmbrace copiii. duceți o ciorbă. Ce ei spune unei mame care ne ascultă și care se află în depresie postnatală în acest moment? Um, să vorbească despre asta. Tu cu cine ai vorbit? Cu oamenii din grup. Cu mamele din grup. Cu familia, da? Uh, cu soțul meu. Era Că înțeles? El era aproape, înțeles, dar cumva nu m-am simțit atât de înțeleasă ca atunci când am vorbit cu niște femei care au zis, da, exact asta trăiesc și eu sau exact asta am trăit și eu. Nu okay. să spui că tu nu ai sentimentul ăla de mamă da. care poate să se sacrifice până la moarte pentru am copilul asta. lui. Eu am spus asta și m-a salvat că am spus. Adică eu am spus, dar eu nu-mi iubesc copilul. Și nici măcar nu știu, nu pot să-i spun pe nume, că mi se pare că nu e un om, e o chestie mică acolo care țipă. De-abia după Cât câteva luni am simțit. Cred că pe la 5 luni, 4-5 luni am început să... Mă conectez foarte tare cu copilul, dincolo de, sigur, conectarea fizică care exista. Sunt foarte mulți tați care pățesc asta și le durează mult mai mult. Da, întâlnim foarte mulți tați care uh, simt că li se declanșează instinctul patern după câțiva ani. Da, e și firesc să fie așa la bărbați. De-abia mai târziu intervine cu adevărat puterea rolului lor. Cum l-ai implicat pe tatăl copilului tău? La Horea. Uh -huh. La primul bebe. La primul bebe. M-am dat la o parte. Pentru că mi-am dat seama într-un moment de nebunie că, de fapt, omul vrea să se implice și eu nu l să se implice. Mi se părea că doar eu fac lucrurile bine, doar eu sunt cea mai deșteaptă din lume. El doar le făcea altfel și diferit. Eu îi puneam scu făceam scută cu din nou după ce ieșea din cameră. A, tu nu lăsai să, te vadă că îl faci din nou, nu? Nu, nu, am fost Deci îl lăsam să, pună, să, schimbe el copilul și pe urmă îl mai schimbam eu o dată. e, vezi, eu, îl făceam, eu făceam când era el în cameră și n-am fost bine. Nu, e un, un tată absolut extraordinar și foarte, foarte implicat. Și îmi place că face lucrurile altfel, pentru că acum înțeleg că de multă valoare aduce faptul că face alte lucruri și altfel. Sunt Bărbații sunt foarte faini, sunt mai puțin panicați, au un spirit ludic mult mai dezvoltat decât femeile, curaj, nu știu, aduc foarte multe lucruri în calea uh, pentru copiii noștri și, din păcate, de cele mai multe ori, tații nu sunt implicați pentru că mamele nu le nu dau le lasă voie. loc. Da, nu le dau loc. Știi că eu muncesc acum să introduc tații în cântecele cele pentru copii? Deci, Ei nu există. Da? Este extraordinar. Nu există tații. Nu există tați buni în povești. Wow. În poveștile clasice, dacă ne ducem cu gândul, oh, în să în albă ca pat, toți sunt niște oameni răi și -au nevete, care și au vitrege, vitrege. și dispar. <laughs> Maia era la grădiniță, juca albă ca nu zi... cenușărea s-a jucat și a venit acasă și a zis Auzi, mama, mie nu mi se pare corect. Taticul acela, după ce s-a însurat cu o vitregă și a și două surori, a dispărut și adică se întoarce la nuntă pe bună. Ce tare! De deci, ce l-a mai invitat fetița lui la nuntă? Vai, foarte tare! Da. Ce-a spus. Amazing. Să știi că de ai unde să știm wow. noi să facem loc taților dacă în toate poveștile copilăriei noastre am aflat Ei doar despre tați irresponsabili wow. și absenți? Nu m-am gândit niciodată la asta. Mulțumesc pentru asta. Mie mi-a atras atenția copilul meu, că nici eu nu m-aș fi gândit. Super. Atena, la primul bebe este în acest moment una dintre cele mai puternice comunități de mame mm -hmm. din România. Și a ajuns așa pentru că tu ai fost foarte atentă la niște criterii. Nu oricine intră acolo, da. nu e pentru orice femeie nesigură, ci pentru o anumită categorie. Mm -hmm, da. Eu mereu spun că toate femeile din România merită sprijin la început de drum. Și cumva asociația noastră încearcă să facă acest lucru prin diverse proiecte pe care le avem. De exemplu, campaniile noastre umanitare aduc în spitalele din România o serie de aparatură pentru toate mamele. Comunitatea aceasta online pe care eu am creat-o, cele 20 de grupuri, că acum suntem în 20 de județe diferite, este dedicată mamelor care își doresc ce e mai bun pentru copilul lor, dar care merg la birou, au o carieră, au studii superioare, citesc foarte mult, sunt foarte dornice de dezvoltare personală, în primul rând, pentru că am mare încredere că atunci când ne lucrăm noi cu noi, creștem copii mai echilibrați. Și cu siguranță că și vibe din grup da. e unul în care oamenii respectă spațiul și timpul sigur. celuilalt. Da, empatia este um, cel, cea mai apreciată componenta noastră. Am întrebat într-o zi pe grup ce, ce apreciază cel mai mult mamele noastre în comunitate și empatia a fost pe locul 1. Am creat un spațiu în care mamele nu se judecă unele pe celelalte, ci se sprijină. Nu se ceartă. Nu se ceartă. E, sigur că există discuții contradictorii. Nu suntem o, o, o comunitate în care ne mângâiem unele pe celelalte pe cap și spunem ce, groza, ce grozave suntem. Suntem acolo să învățăm. Nimeni nu e atât Se de grozav. Multe care le-ai dat afară din grup? Foarte multe. Da, pentru că întotdeauna încerc să văd binele comunității uh -huh. și nu binele personal. Um, nu avem milă pentru um, atitudini jignitoare. Pentru uh, judecată uh, sau shaming, cum se zice acum, cum în vezi, România. Cum vezi România din perspectiva asta, mamelor pe care tu le cunoști în comunitatea la primul bebe? Cred că asta mă face să nu plec din țară și să stau aici și să pun umărul la treabă. Pentru eu, că. E... Eu le tot spun oamenilor că. Noi cu zurile, din fericire, întâlnim zeci de mii, poate chiar sute de mii, fără să exagerez în fiecare an, de părinți Așa e. și mame și tați. Și am același sentiment că sunt foarte dornici să cunoască, să da. afle și să schimbe toate da. paradigmele cu care noi am crescut. Da, să știi că și eu simt același lucru și uite și în evenimentele noastre, noi facem evenimente educative pentru mame, în care mă bucur să spun că văd tot mai mulți tați. Sunt din ce în ce mai implicați, părinții sunt din ce în ce mai implicați și eu am foarte mare încredere că, alături de oamenii ăștia, uite cu care tu lucrezi, cu care eu lucrez, cu care alte femei din jurul nostru lucrează, o să um, construiască o masă critică care va schimba România. Eu așa cred. În acest moment, la Antenorul Părinților, invitata mea din studio este uh, una dintre cele mai. Uh, Curajoase, mămici din câte am întâlnit eu. Atena Boca și a inventat un serviciu, ca mine de altfel, și aș vrea să vorbim despre jobul la care tu ai renunțat, despre cum poți să-ți inventezi un serviciu uh, pornind de la nevoile tale personale, dar mai întâi vreau să mergem la Gașpar. Pentru că în fiecare ediție eu duc părinții la psiholog, Foarte îi întind pe toți pe canapea și Gașpar Perfect. ne învață, iar astăzi vreau să aflu de la el cum îl facem pe copilul nostru să înțeleagă că îl iubim, chiar dacă deciziile noastre contrazic asta. Suntem în antrenorul părinților cu doctorul Gașpar. Cum îi facem pe copii să înțeleagă că îi iubim, chiar dacă deciziile și acțiunile noastre nu sunt neapărat cele mai simpatice? Uh, rolul de părinte vine la pachet cu astfel de momente în care cumva simțim că sentimentele pozitive pe care le avem față de copil se bat cumva cap în cap cu deciziile pe care trebuie să le luăm. Și eu de cele mai multe ori încerc să le transmit părinților faptul că nu poți iubi un copil având doar experiențe pozitive cu acel copil. Iubirea adevărată cred că implică și o serie de trăiri mai puțin confortabile, pe care le simte și adultul și copilul. Însă este foarte, foarte important să-i oferim din nou și din nou posibilitatea copilului de a pune în cuvinte ce simte, ce îl deranjează, unde crede că exagerăm, unde crede că nu am luat decizia cea mai bună. Și după ce l-am validat din punct de vedere emoțional și transmitem că da, toate aceste emoții au sens, după aceea putem să-i spunem și cum vedem noi lucrurile. Fără să folosim foarte multe cuvinte, fără să fără să-i transmitem că nu e în stare să proceseze din punct de vedere cognitiv ceea ce noi transmitem, ci mai degrabă să îi comunicăm că da, anumite decizii noi în calitate de adulți le putem înțelege un pic mai bine și că la rândul lor atunci când ei vor deveni adulți, vor fi și ei nevoiți să ia astfel de decizii care nu de fiecare dată sunt confortabile. Asta nu înseamnă că după aceea nu mai iau un brață pe copil, asta nu înseamnă că după aceea nu mai joc copil. cu copilul. Înseamnă doar că învăț ca în relația noastră, în interacțiunea dintre mine și copil, să existe este loc și spațiu și pentru astfel de conversații dificile. Și pentru astfel de momente care cu adevărat îi oferă copilului o lecție de viață Dar foarte cum importantă. Fac trecerea, pentru că acum trebuie să spun niște lucruri foarte neplăcute, uh -huh. niște adevăruri foarte dure, adevărurile mele, uh -huh. foarte dure, uh -huh. să transmit niște decizii extrem de neprietenoase. Uh -huh. Și el simte în momentul acela că de va fi furios, probabil, va vezi. fi că nu îmi pasă de el, uh -huh. că toate lucrurile astea sunt împotriva lui, uh -huh. cum fac trecerea uh -huh. de la... De cele mai multe ori în astfel de situații, prima emoție pe care copilul o simte este furie și frustrare. Atunci când lucrurile se schimbă, atunci când iese din familiaritatea cu care el era obișnuit. Părintele cu nivel crescut de inteligență relațională va accepta furia și frustrarea copilului. Momentul în care văd că este activat emoțional, nu folosesc prea multe cuvinte pentru că nu își poate folosi acea regiune a creierului responsabilă de analiza și interpretarea celor cuvinte. Văd că este mega uh, activat, adică mega că trebuie să tac, Să vorbesc cât mai puțin? Exact să vorbesc cât mai puțin, nu neapărat să tac, ci mai degrabă să-i transmit copilului că ceea ce simte are sens. Dacă eram în locul tău, și eu m-aș fi supărat la fel de tare. Dacă aș fi acum copil în această interacțiune, probabil că aș fi reacționat la fel ca și tine. Să normalizez trăirea pe care o are copilul meu. Și după ce el se liniștește puțin din punct de vedere emoțional, abia după aceea să folosesc mai multe cuvinte. Și să-i spun ce simt cu adevărat și că și îmi pare să spun, rău că trebuie să iau decizii să -i care nu că sunt că pe. Să-i spun că da, uneori lui. viața adultă implică și astfel de decizii care nu sunt confortabile și că nici pentru mine, ca și părinte, nu e ușor să port acest dialog cu el acum. Mi Aș fi dorit să nu se întâmple asta, însă viața mă forțează. Mulțumesc, Așpar. Mulțumesc și eu! Dragi ascultători, sunteți la Antrenorul Părinților. Invitata mea de astăzi este Atena Boca. Este cea care a fondat unul dintre cele mai frumoase și puternice grupuri din uh, online-ul românesc. Se numește La Primul Bebe și are peste 50.000 de, de mame. Atena, ai renunțat la un job, ai renunțat la o carieră, de fapt, uh -huh. în imobiliare, ca să îți inventezi un serviciu. <laughs> Da, nu știu dacă care a fost oul sau și care a fost găina, de fapt. Um, am făcut lucrurile cumva în paralel um, și decizia de a pleca din imobiliare n-a fost una ușoară, pentru că îmi construisem o companie de la zero, um, cumva cu un serviciu foarte inovativ și așa mai departe, care avea succes, și cu toate astea nu mă mai umplea. Plecam de la birou goală cumva dinăuntru și am simțit nevoia să um, trăiesc un pic altfel și să las ceva în urmă mea. Și această comunitate la primul bebe mi s-a părut cea mai bună șansă să îmbin utilul cu plăcutul. Crezi că e misiune ce faci tu? N-am niciun dubiu că asta e misiunea mea de viață. De aici îți găsești da. puterea? Da, mă umple foarte tare. Mi se pare că fac un lucru cu adevărat cu adevărat semnificativ și văd asta în fiecare mesaj de mulțumire și în fiecare strângere în brațe pe care o primesc de la mamele. A mele. fost riscant? Depinde cum vezi riscul. Um, viața în imobiliare a fost o viață satisfăcătoare pentru mine. Am reușit să-mi construiesc un um, venit pasiv care să mă, să mă lase să mă dezvolt și pe alte părți. Riscant? Nu cred că a fost mi-am urmat cumva inima. Și Ce nu au zis ai că... Uite, tata, când eu m-am apucat de Zurli, mi-a zis, du-te, caută servici, nu o să te plătească nimeni <laughs> să te joci cu copii. Ești și tu undeva, de undeva la pensie. Cu, nu... cum, cum vrei tu să te plătească cineva să te joci cu copiii? Ție nu ți-au zis ce vrei să mângâi mamele pe cap și nu. să te plătească cineva nu, pentru asta? Nu, pentru că nu știu ce fac, pentru că nici eu n-am știu ce fac prima Așa. dată. De-abia ulterior am dezvoltat lucrurile la nivel de business, pentru că ceea ce fac eu este un business. Este un ONG, Acum este un business? Este un business, cu siguranță. Și spun business pentru că oamenii nu prea înțeleg diferența dintre ONG și um, o afacere. firmă, o afacere. Și din punctul meu de vedere, singura diferență sau una dintre cele două este că profitul pe care îl faci nu îl iei tu acasă ca și investitor, ci îl reinvestești pentru a mări uh, mișcarea ta. Um, și asta facem noi. Ce da. de afacerea în acest moment? Um, avem um, această comunitate de care ne ocupăm online. Um, încercăm să o ducem în toată țara, fiecare reședință de județ să aibă o comunitate proprie, care apoi să se ducă în offline. Adică ce încercăm să facem este să trecem dincolo de comunicarea um, pe telefon sau pe calculator și mamele să se și întâlnească și să-și ia valoare din evenimentele pe care noi le organizăm. Organizăm evenimente cu casa închisă tot timpul, cu listă de așteptare lungi. Iar banii vin din bilete? Uh, vin din sponsor? Biletele sunt foarte, un cost foarte, foarte mic, dar vin din sponsor, da? companii care vor să se partenerieze cu noi pentru că avem targetul cald și pregătit și educat și cum își doresc ei. Uh, vin din partea aceasta de CSR, 2% din impozitul pe venit, 20% din impozitul pe profit și așa mai departe. Plus pregătim alte mici proiecte care să ne susțină uh, financiar uh, uh, echipa. Tu ai început povestea asta răspunzând singură la întrebări, fiind da. conectată cu grupul în permanență. În acest moment, cu siguranță, nu mai poți face singură asta. Nu fac singură, am deja o echipă de șase oameni creștem cu ajutorul proiectului Facebook, încercăm să aducem alături de noi sau deja am reușit să aducem alături de noi mame din locale care să fie oamenii noștri din orașele țării. Cumva până anul acesta coordonăm totul de la București, anul acesta avem și oameni. Să le spunem ascultătorilor noștri că Atana Boca a aplicat Uh, pentru un concurs organizat da, de da, Facebook. Fost un concurs global. Da. Un concurs global în care ei căutau 100, lider, 100 de lideri de grupuri da. din toată lumea. Da. Și tu ai fost aleasă să fii unul dintre cei 100 din da. toată lumea. Mi se pare foarte tare. Da. Și uh, beneficiezi de. Ce înseamnă? Uh... Beneficiezi o bursă de un an de zile, care înseamnă uh, susținere financiară, uh, dar cel mai mult training training alături de um, oameni de top din Facebook um, care ne ajută să ne creștem accelerat comunitățile. Adică vezi ce se întâmplă în spatele da, Facebook-ului. Da, cumva am intrat în familia lor și e foarte interesant cum se văd lucrurile din partea aceea. Foarte tare, abia aștept să-mi povestești și mie. Dacă ar fi să alegi o țară în care să trăiești cu copiii tăi, ce ai alege din tot mapa mondului ăsta? Știi cât de des vorbesc asta cu soțul meu da? și n-am găsit încă acea țară. Călătorim enorm, enorm. Uh, și cu toate astea, încă n-am găsit țara în care să simt că vreau să fac lucruri ca aici. Noi avem în fiecare emisiune uh, invitat prin telefon un român care trăiește într-o altă țară și ne ducem să vedem cum trăiesc românii în altă parte. Te duc la Moș Crăciun în Finlanda da, da. și vorbim cu Narcisa Suciu, care este în direct în acest moment. Bună dimineața! Bună dimineața, doamnelor! Spune-ne, cum era Moș Crăciun, Narcisa Suciu? Uite, în momentul ăsta, pentru că la voi e primăvară, Așa. la noi e încă iarnă. Moș la Crăciun nu-și face vremea. Serios, e zăpadă? E zăpadă foarte mare și se schiază în continuare și ninge. În momentul ăsta ninge. Cum a crescut Daria ta, care astăzi este studentă, în Finlanda? E studentă și lucrează. Are tot felul de joburi, aplică pentru tot felul de joburi, part-time. Și chiar zilele trecute vreau să spun că m-a sunat foarte încântată, că a avut o zi de lucru la o grădiniță și că pentru prima dată în viață eu au schimbat un temper și că supraveghetoarele de acolo au venit să o întrebe dacă au mai crescut copii, are frați mai mici sau de unde au învățat, pentru că s-au foarte bine. Și am zis, fetiță, la vârsta ta, nici nu știam cum arată un nou născut, așa că. Mi se pare că ești absolut câștigată. Hai să ne amintim un pic cum a fost trecerea Dariei de la sistemul de învățământ românesc la cel finlandez. Ai, fost. Când ea a avea... A fost destul de greu. Cât avea? 9 ani? A, a, nu, era în clasa 5, -a, deci avea 10 ani jumate, 10. să zic, aproape 11 ani. Era în clasa 5 -a când noi am plecat și am plecat la începutul anului, adică în 3 ianuarie. Și din clasa 5 -a de la școala 146 din București am ajuns în clasa 5 -a de la școala din Utucumpu Adaptarea a fost destul de grea pentru că tot ce știa era atât de bine rădăcinat în sistemul ei, încât nu putea să înțeleagă că există și alt fel. Adică în niciun caz nu putea să înțeleagă că e ok, să-i spună profesoare pe nume și nu doamna, deci asta pentru cea, era absolut de neconceput sau că are dreptul să alerge pe hol în pauză sau că are dreptul să zic că nu vreau să răspund sau să fac chestia asta acum că nu mă simt confortabil să o fac în fața clasei. Dacă ar fi de să faci... lucrurile astea... Am da. înțeles. Dacă ar fi să faci un copil în Finlanda, pentru ce l-ai face? De ce ai vrea neapărat să faci un copil în Finlanda? dacă aș face un copil, aș face un copil pentru că l-aș vrea. Dacă l-aș face, de asta, să asta, ai... fac în Finlanda, Uh, pentru că și tu minte când era Daria Mică, eu spuneam tot timpul că deși un om mai mic de înălțime și cu timp fizic mai puțin decât mine, are, are exact aceleași drepturi cum, cum am și eu și aceleași obligații cum am și eu până la urmă. Uh, și chestia asta văd că e foarte bine implementată aici. Știi? Adică copiii aici învață foarte devreme să-și uh, să exprime uh, părerile și să-și spună punctul de vedere dar la fel de repede învață și să-i asculte pe ceilalți, pentru că înțeleg că dacă uh, o să-i asculte pe ceilalți o să fie la rândul lor ascultat. Și asta mi se pare important. Uh, și o chestie pe care noi nu, nu avem în cultura noastră românească sub nicio formă, nu știu cum să zic, adică în momentul în care zici am făcut compromisuri uh, sună ca o chestie total negativă. Și asta a fost un șoc și pentru mine în momentul în care m-am mutat aici. Când eu am spus la școala de limbă unde mergeam, eu nu fac compromisuri, n-am făcut niciodată compromisuri. Și profesorul meu s-a uitat la mine foarte mirat. Și a zis, pe cum? Fiecare zi, în fiecare zi facem compromisuri. Adică, uite, suntem în clasă, nu putem să facem acum chestii pe care am vrea să le facem pentru că pur și simplu nu cadrează cu locul. Și am zis, bine, asta nu e un compromis. Ba, dai un compromis. Am înțeles. Bine că te-au cunoscut pe, pe tine, vreme. că nu știau niciodată că viața... îmi arată urmă... un om care nu face compromisuri. Mulțumim din toată inima, te pupăm, Narcisa, să tragi o bulgăreală eu și pentru noi. Eu am pentru discuția asta și am foarte multe informații. Știu, dar eu am pe Atena aici în studio, îți promit că abia am aștept să vin în România am ascultat un pic de discuția voastră și înțeleg exact de ce ales să vorbesc -a în momentul ăsta. Ai, -a, a, aleg, ai, ai în momentul ăsta. Ok, ai idee cât e concediu de maternitate în Finlanda? Da, m-am interesat pentru tine. Rog. că n-am avut fericită ocazie să aflu. Mama poate, o mamă care lucrează, da? Da. poate să plece din serviciu activ înainte cu două luni, maxim înainte cu două luni de naș înainte de naștere. pe aproape același salariu poate să stea maximum trei luni după ce copilul s-a născut uh, și pe un venit mai mic poate să stea până la maximum trei ani până când copilul face trei ani dar banii sunt, nu sunt aceiași e un procent din salariul pe care l-ar fi câștigat în mod normal uh, interesant mi se pare faptul că poate să stea și tata acasă cu uh, chiar dacă și mama stă acasă în da, deci poate -să, să stea adică în familie, una. la noi e numai ori-ori da, da. Ori. Exact, da, de asta ziceam că mi se pare interesant Tata poate să stea maxim 18 zile înainte de naștere, acasă cu mama, 18 zile lucrătoare. Și pe urmă, după ce copilul s-a născut, poate să stea maximum 9 săptămâni, zile lucrătoare, da? Asta Mulțumim din toată, toată inima. Un an. Mulțumim, te pupăm, Narcisa. Și eu mulțumesc. Pa, la revedere. Trei ani. Wow. Da. Cât ai stat în maternitate? Am stat prima dată un an și patru luni. Și acum încă sunt în concediu de maternitate. <laughs> Cât are tara? Un an și nouă luni. Un an și nouă luni, doamne, cum e să ai doi copii? E minunat, n-am crezut că va fi atât de ușor la al doilea. Pur și simplu setarea corectă și realistă de așteptări a diminuat efortul foarte tare. Uite, apropo de ce zicea Narcisa înainte, că îmi place foarte mult ce a spus cu concediu de maternitate. Eu susțin foarte tare treaba asta. Aș vrea să conștientizeze toate mamele că acest concediu de 2 ani pe care statul român îl oferă, sau mă rog, înțelegeți ce, ce vreau să spun, este o binecuvântare pe care nu toate mamele din această lume o au. Și din păcate, da, e o perioadă în care nu ne susține aproape nimeni, dar cumva este cel mai mare cadou pe care putem să-l facem copiilor noștri și, din păcate, ne simțim tare inutile în perioada asta și eu, eu voi fi de partea cealaltă știu, tabar, știu de... foarte bine <laughs> <laughs> pentru că n-aș putea să -ai putea, stau nu? doi ani de zile <laughs> nu, 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 n-aș putea dar să știi că uh, m-am setat în așa fel încât le-am făcut pe toate probabil că nu toată lumea are acest talent de a reuși să a se împartă am avut și norocul de a avea un job care să-mi permită repet, eu m-am dus în ziua în care am născut m-am dus la radio, mi-am pus lucrurile <laughs> în ordine, am zis la coafor <laughs> -am și spus cuafezei, bine, hai să naștem. I-am spus cu afezei, te rog să mă aranjez pentru că eu astăzi mă întâlnesc cu copilul meu, m-am dus la biserică, mi-am aprins o lumânare și am mers acasă, l-am trezit pe tatăl copilului și am zis să mergem să naștem, că avem o treabă de făcut. Iar la două zile după, adusesem în uh, maternitate directorul de programe, directorul de marketing și directorul de vânzare și am făcut ședință de redacție. Uh, wow. nu, nu regret absolut deloc. Uh -huh. A fost felul în care eu am ales uh, să parcurgă această perioadă. Mi-a plăcut foarte tare ceea ce făceam și mi-am găsit timp și pentru copil și pentru Asta pasiunea mea. Și Dar probabil că sunt din categoria da, celor e norocoase. e important că putem să alegem. pentru E că foarte important nu să facem alege. cum simțim. Exact. Cel mai exact. important. Dacă simți că vrei să stai acasă cu copilul tău, stai, stai acasă. acasă. Am recuperat după când am inventat Zurli, tocmai ca să pot să stau cu ea cât mai mult. No, no, am considerat că atunci aveam mai mare nevoie de mine și am inventat toată povestea asta cu Zurli ca să o pot include și pe ea. Uite, o să profit de uh, momentul acesta să te invit pe când avem la uh, București, pe 23 aprilie 23, 23, 23 aprilie. aprilie este de sfântul Gheorghe. Fix de sărbătoarea Sfântului Gheorghe, Sper. avem spectacolul în București. Se numește Minele. Casa Zurli. E spectacolul cu care noi plecăm în turneu începând de săptămâna viitoare. Primul spectacol îl avem pe 21 martie la Timișoara, pe 24 suntem la Cluj, Brașov, Galați, Botoșani, Bacău, Buzău, Craiova, Târgu Jiu. Până pe 21 aprilie wow. o să fim în turneu. Te aștept la spectacol pentru că o să le placă foarte tare. Poți să vii și cu gara. Da. Se numește Casa Zulli și este despre o casă care vorbește, care mm -hmm. își cere drepturile, care ne spune că și ea vrea să fie curată și ei îi place ordinea. Cred că așa spune șamer. și mea. Uh, și îi învățăm pe copii să-și iubească locul în care stau și să înțeleagă de ce ordinea și regulile sunt importante ca să eliminăm haosul din viața noastră. Mi se pare mie să ești o femeie foarte organizată. Uh, ți se pare ție. Nu ești organizată? Sunt, cum cum sunt te în, o zi din viața sunt ta? Sunt organizată în lucrurile uh, în care am valori puternice. Adică Așa. sunt organizată în ceea ce am de făcut uh, pentru la primul bebe, în ceea ce am de făcut cu copiii. Nu prea sunt organizată acasă, Uh, mâncarea pentru mine nu este un... Îmi place foarte tare să mănânc, nu-mi place deloc să gătesc și atunci acolo nu sunt chiar organizată. Mie mi se pare inutil să stau... I-am spus că și lui Hădean. Să stau să gătesc atunci și să se termine atât de repede munca mea. Exact. Eu, eu, mie repede. mi se pare culmea luxului este să ai un, un bucătar să <laughs> care luați să gătească ce, ce dorești tu. Să-l luați toți. Da. 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 Deci sunt organizată și cred că asta e vala, poate fi valabil pentru mai noi toți. Suntem organizați în lucrurile care ne pasionează, care ne interesează, la care Cum suntem buni. Cum din viața ta? Nici o zi nu seamănă cu cealaltă, pentru că um, proiectul în care lucrez este de așa natură. Am zile în care mă întâlnesc cu lume, socializez foarte mult, fac mult networking, aflu, um, nu știu, mă întâlnesc cu speakeri um, care pot aduce valoare comunității mele. Am zile în care scriu foarte mult, eu scriu foarte mult pentru mame, așa am și construit comunitatea, de fapt. Um, și când sunt inspirată, stau și nu ies din casă și scriu. Sunt zile în care mă mai văd cu echipa, nu mă duc la birou încă, pentru că așa cum ți-am spus, sunt încă în concept de maternitate și profit. Uh, nici, sunt zile în care am evenimente. Ești un om de afaceri. Ce este cel mai greu pentru tine în acest moment? Cel mai greu pentru mine este să um, am viziune de ansamblu. Pentru că sunt din ce în ce mai mulți factori și din ce în ce mai multe detalii, și atunci pentru mine e important să am o viziune de ansamblu foarte bună și cumva această viziune de ansamblu să se lege de viziunea și de misiunea mea. Găsești ușor oamenii cu care lucrezi? Uh, nu găsesc ușor oameni, caut mult, dar cumva față de acum mulți ani știu mai bine ce-mi doresc și de la e mai oameni. Ușor și e un pic mai, mai simplu, da. Îmi doresc oameni uh, pasi uh, motivați intern. Nu mai caut oameni motivați extern. Ce înseamnă motivație? Adică intern? oameni pentru care misiunea... Uh, noastră se așează, se pliază foarte bine pe valorile lor. Oamenii care sunt motivați extern, sunt motivați de poziție, de bani, de numele, brand. Adică de... să-i facă fericiți da, ceea ce muncesc. Da, să-și să găsească, să-i umple în fiecare zi locul în care sunt. Știi că eu le spun angajaților mei că în momentul în care nu mai sunt fericiți cu ceea ce fac la Zurli, să plece. Da, cred că e cel mai să, bun loc. Să, să e mai bine pentru toată, pentru toată lumea, lumea, să se ducă mai departe, nu o să mă supăr absolut deloc, ne despărțim frumos, Figur. ne uh, așezăm, lăsăm lucrurile în Figur. ordine și ne ducem, pentru că eu am făcut asta întotdeauna, când nu m-am mai simțit bine într-un loc sau nu mi-a mai ajuns locul respectiv, da. m-am dus mai departe. Da, e vorba de creștere. Când nu mai crești, degeaba, nu, nu mai merg lucrurile. Uite, noi mai avem o rubrică în uh, emisiune care se numește Despre ce au vorbit părinții. Ești curioasă despre ce au vorbit da, părinții da, da, săptămâna da. asta? Singur. Părinții au vorbit despre o aplicație mobilă dedicată profesorilor. Fii atent, Atena, în boca ce a inventat o profesoară din Buzău. O aplicație mobilă dedicată profesorilor prin care dascălii primesc feedback de la elevi după terminarea orelor. A fost lansată de o profesoară de matematică din Buzău. Elevii răspund anonim la chestionarul trimis de profesor, cadrul didactic văzând astfel dacă a ceea ce a predat s-a înțeles sau nu. Profesoara de matematică din Buzău, Monica Mocanu, a scris pe Facebook cum a ajuns să creeze această aplicație. Acum vreun an am dat în niște formulare de feedback la o clasă. Anonime de sigur pe hârtie Unul dintre elevi a dat un răspuns Care era mai puțin confortabil pentru mine Dar care mi-a fost cel mai de folos în acel moment În aceeași măsură mi-a mi părut rău că nu știam cine este I-am recunoscut scrisul Și așa m-am gândit să compun o aplicație de feedback Prin care să putem afla ceea ce doresc elevii să ne transmită Și poate noi profesorii pierdem pe drum Din diverse motive A scris Monica Mocanu, profesoara din Buzău Cred că mai sunt profesori wow. dedicați, profesori dascăli? Eu îmi doresc să cred că da. Um, și um, mi se pare extraordinar. Vezi ce înseamnă să fii profesor de matematică pasionat. Uite ce idee minunată. Mi se pare extraordinar ce a făcut uh, dânsa. Um, Însă cred că aici ține exact de ce ai spus tu, de pasiunea profesorului, de dorința lui de a crește și de a nu se plafona. Pentru că până la urmă feedback-ul, nu? Asta înseamnă. Înseamnă creștere. E o oglindă pe care ți-o pune cineva în față și tu decizi să crești sau nu. O să faci un copil fericit dacă tu ești nefericit? Nu cred asta. Indiferent că ești mama, profesoara, nu, nu cred asta. mătușa, nu. șefa... Nu. Eu nu cred că un copil face ce îi se spune. Eu cred că un copil face ce vede. Nu cred că mamele sau nimeni din lumea asta poate să crească copii fericiți dacă ele sunt nefericite. Ți s-a întâmplat să-ți ieși din fire? Păi, de mine, În fiecare zi, da, <laughs> bineînțeles. <laughs> da, pentru că Horea este copilul care îmi pune cele mai multe oglinzi în față și nu-mi convine ce văd. Uh, și atunci mă stau și mă gândesc, ok, ce nu mi-a convenit, cum accept treaba asta, cum care lucrez la ea. Care a fost lucrul care te-a lucru te surprins cel mai tare? Uh, faptul că nu îl iubesc orice s-ar întâmpla, așa ca în filme. Adică nu, nu. Știi că vorbește lumea foarte mult de iubire necondiționată? O să te ajut un pic aici, uh -huh. pentru că Maia mi-a formulat foarte clar Ia această spune. problemă. Mama, te iubesc tot timpul, dar nu te plac mereu. Ce frumos. Și eu am rămas șocată. Cu Cum adică nu mă placi mereu? După care mi-am dat seama că nici eu nu o plac tot timpul. Sigur. O iubesc mereu ca în filme, dar, dar nu-mi placi. Știi? Da, e super tare. Mi s-a făcut pierderea. E despre găină. Asta, asta, de fapt. E. Nici da. pe soțul tău nu-l place tot timpul. Nu, normal. Nici, Dar pe, pe, nu mă Nici de pe mine nu mă place. Evident. E foarte tare ce ai spus asta. Dar pentru mine a fost cumva șocant când am înțeles lucrul ăsta și m -a venit și cu multă vină. Da? Adică, cum adică nu-mi iubesc copilul? Orice ar face? Nu, nu-l iubesc. Când o ia. Nu-ți place. Nu-mi place, da. Nu-mi nu place, place de comportamentul, el. de fapt. Da. Și atunci, tip? Uh, mai țip, da? M-am calmat în ultimul an. Uh, am mers la doi psihologi. Îndem toate mamele să meargă la psihologi, nu pentru că suntem nebune, ci pentru că nu avem timp să intrăm în contact cu noi și cumva ei ne ghidează pașii. Și ce te-a învățat psihologul uh, să faci când te enervezi? Să accept, în primul rând, că sunt furioasă și că e normal să fie așa. Și apoi să lucrez uh, la partea de furie, să văd ce e în spatele furiei. Eu am fapt. avut acasă cel mai bun psiholog. Da, <laughs> da. O certam pe Maia la un moment dat, cred că avea vârsta lui Horea. Și și deja ex, escaladasem, eram cu mâinile în cap și ex, nu se poate așa ceva. Și copilul s-a uitat așa fix la mine și a zis, să nu uiți ce vrei să spui, mă duc să fac caca și mă întorc. <laughs> și m-a lăsat cu mâinile Gelen. zis, acum ce să fac? <laughs> să mă enervez? Că m-a sfidat sau să mă bucur că a fost mai deșteaptă ca mine și a oprit o chestie care ducea, da. pentru că eu mai puteam și mai mult de atât să escaladez. Da. Dacă Cred că atenți... ei sunt antrenorii noștri. Oh, da, 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 știi cum spui da. tu, ne obligă da. să ne oprim din malaxor și să vedem exact cum da. stau lucrurile. Aș vrea să vorbesc cu tine despre Kilimanjaro, despre Facebook, <laughs> despre uh, relația cu tatăl copiilor tăi, despre o grămadă de lucruri, așa că va trebui să mai vii o dată mai vin cu mare drag. Pentru că a zburat această oră. Atena Boca este astăzi, în acest moment, la antrenorul părinților. Ți-am dat o carte da, care se numește mulțumesc. Jocuri de jucat primăvara. de aștept. Și aș vrea să-mi spui, dar ce te joci tu cu copiii tăi? Uh, uite, să știi că la partea asta încă am de învățat. Mi-am dat seama că nu am un spirit ludic uh, atât de dezvoltat. Nu știu să mă joc cu copiii. Uh, și mi-am propus ca anul acesta să învăț să redevin copil cumva, așa că mulțumesc că mi-ai dat cartea asta, o să încep să uh, da, hai să aplic. ne gândim la un joc. Ce am jucat, uite, ce joc eu cu Horia de obicei uh, este Fazan și Așa și. Știi jocul Așa și? Nu. Păi unul spune o propoziție. Astăzi am să merg în parc celălalt spune, da, și acolo o să întâlnim animale. Celălalt spune, da, și o să luăm animalele și o să ne facem o grădină zoologică. Și escaladăm partea asta pe imaginație și ajungem în niște situații absolut amuzante. E un joc care detenționează foarte tare și care poate fi jucat cu oricine. Mă joc foarte mult jocuri din astea cu costumat, la costuma costumați acasă. Da, nu avem costume, dar avem multe eșarfe, eșarfe. pălării și farfurii Cearșafuri, și niște exact, prosoape, exact, da. Asta este distracția majoră și dansăm foarte mult toți trei. Eu o să invit pe ascultătorii noștri să intre pe antrenorul părinților, să lase acolo la comentarii un joc pe care îl joacă cu copiii și uh, unul dintre ei va câștiga jocuri de jucat primăvara. Este o carte nouă, nouță pe care o găsiți la editura Curtea Veche. E a doua din seria de jocuri de jucat pe care uh, intenționez să o duc pe cele patru anotimpuri. Îți mulțumesc din toată inima. Mulțumesc Kim. Aș vrea să profiți de această ocazie și să te adresez de la microfonul Europa FM tuturor ascultătoarelor noastre din comunitatea La Primul Bebe. Oh, ce emoționant! Vreau să le mulțumesc că fac parte din visul meu. Fiecarei mame la Primul Bebe um, vreau să-i mulțumesc și să o strâng în brațe, pentru că fiecare mesaj, postare, acțiune la campaniile noastre umanitare mă ajută pe mine pe lângă... Um, a ajunge o mamă mai bună pentru copilul meu și a ajunge mai aproape de visul meu. Atena Boca este fondatorul grupului La Primul Bebe, a fost astăzi la antrenorul părinților. Eu sunt Mirela Retegan, iar până data viitoare aș vrea să vă gândiți la un lucru. Copiii au nevoie să le dăm, nu să le lăsăm. La revedere! Antrenorul părinților cu Mirela Retegan la Europa FM.